Gabriela era afară pe terasă, stătea singură pe fotolul acela și a venit și Denis de la țigară, văzând-o că stă singură și îngândurată așa, a întrebat-o dacă se simte bine. Ea i-a spus că da, că este bine, iar Denis i-a spus că nu ești, îmi dau seama și te cunosc pentru că și tu ești o fată care ești expresivă și se cunoaște atunci când e supărată sau când ai ceva. Gabriela i-a spus doar că se gândește la familie pentru că este de foarte mult timp în casă și că nu știe nimic despre ei și automat îi vin tot felul de gânduri. Și a mai spus despre faptul că există foarte multe tensiuni în casă și că își dorește să nu fie acaparată de ele. Iar Deni a spus că să nu te lași prins în tensiuni, că te rog să nu te superi, sper că nu te-ai supărat de gluma care am făcut-o atunci când tu erai la cameră și prezentai casa cu Valentin. Gabriela i-a răspuns că nu știe despre ce este vorba, pentru că era foarte concentrată să spună lucrurile ce le avea de spus despre casă și Denis a povestit cum că Gabriela a spus că eu l-am ales pe el și el m-a ales pe mine, iar Denis ar fi spus din public că nu a avut încotro, gen că nu ar fi avut pe cine să aleagă pe altcineva. Camera s-a mutat, dar este foarte ok că fetele au vorbit. Sincer, eu nu am înțeles unde a fost ruptura între Gabriela și Denis, pentru că ultima oară când l-am văzut împreună era atunci când Denis plângea foarte tare, iar Gabriela a luat-o în brațe și îi spunea: ești frumoasă, ești deșteaptă, nu pune la suflet. Iar apoi l-a mai văzut în gală, tot așa, când Denis a primit scrisoarea de la mama ei, era lângă ea, o ținea în brațe. Nu am înțeles unde a fost ruptura. Știți dumneavoastră ceva să-mi spuneți și mie? La fel cum nu am înțeles unde a fost ruptura între Gabriela și Damaris, pentru că, din câte știu, Gabriela o place foarte tare pe Damaris și chiar o respectă, nici acolo nu am înțeles.